fiecare dintre noi, vei să cedești tot un toma, prea acru pentru a fi al tuoi, sau ca un crin ce-și da aroma. El era cu frații lui când Domnul li se arătase. Mâncea, dormea, umbla hai cui, ori neatins se înguiase. El și-a întrebat în el un vis al veșnicii ce nu moare și nu credea nimic ce scris, nici ce auzea de la oricare. Când frații săi l-au întâlnit pe Domnul ridicat din moarte, dar Toma nu-i prea fericit de frații săi ceva desparte. Aș vrea să mă convin dreptat și nu-mi impuneți voi modelul. Iisus e om adevărat, dar cum să învieze mielul? Prin pipăit eu nu mă înșel și văzul îmi slujește bine. Eu nu-mi doresc emoții zel din mărturii ce par străine. Verific bine orice gând și orice jertfă ce mă împie. De voi vedea pe el curând, mă voi simți cam veșnicie. Nu spuneți voi ce știți acum, eu vreau o mărturie pură, ce naște sfinți, nu convertiți, așa voi merge la Scriptură. De câte ori și noi ca el, când ne-am închis precum o floare, băcând din spinii noștri țel cu cei ce vin la adunare. Ce gând, ce scop v-a dus aici? Iisus cel viu sau e furtuna? Înconjurați de ucenici, suntem și noi un fel de Toma. Ne vine greu să ne sperim, primind în suflet mărturia, doar ni se pare că-ți iubim, dar ne lipsește chiar Mesia. Cel care a venit în lume jos și morții reci i-a frânt puterea, de fiecare credincios, iertarea, pacea și învierea. Erau apostoli adunați, dar între ei era și Toma. Cu flori de magi îngemărați, toți crinii își dădeau aroma. Iisus cel viu și prea iubit, pe Toma încă îl mai așteaptă. Shalom, i-a zis și-a pregătit pe acesta glasul și-l îndreaptă. Hai, vino, este calea ta. Și-a dus degetul în coace și pune mâna în coasta mea. Fie credincios și plin de pace. I-au cedit un ceasul greu, strigând duc de închinare. O, Domnul Dumnezeul meu, căzi la sfintele picioare. Toma, m-ai recunoscut și-a acceptat a mea iubire. Dar toți acei ce cred și n-au văzut au mult mai multă fericire. Fiecare dintre noi un fel de Toma se ascunde. Iisus îl vrea în sfânta toi ce viață veșnică pătrunde. Dar noi decidem nu-i târziu, primind în suflet mărturia, să credem în Iisus cel viu și să-i primim împărăția. Dar dacă Duhul ni rever, ci sclav la moara rațiunii, nu viața veșnică ni țer pe acest pământ al stricăciunii. Deschideți ale voastre porți și scuturați acum țărâna, că Domnul a înviat de morți. Aleluia! Dragoste, ne întinde mâna. Amin! Amin.